Hallo și bună dimineața din Port Vila Vanuatu pentru ultima dată. Astăzi schimbăm locația, astăzi mergem spre o altă țară. Astăzi o să călătoresc înspre Noua Caledonie. Hai să vedem cum decurge și călătoria de astăzi. Am mari așteptări despre Caledonia, pentru că este teritoriu franțuzesc de peste mări. Așa că ar trebui să fie total altceva acolo, dar vom vedea pe parcursul zilei de astăzi. Am făcut check-out de la hotel. Foarte confortabil hotelul. O să stau pe aici să încerc să opresc un minibus să mă duc la aeroport. Astăzi e duminică, sper să circule și astăzi minibusurile. Da, deja am văzut o grămadă, clar circulă. Are și loc aici de oprit, numai bine. Hai să vedem cum ajungem la aeroport. M-a lăsat minibusul în fața aeroportului. Liniște pe aici, cred că sunt puține zboruri astăzi. Am aflat și cum e cu microbuzele. Am stat de vorbă cu șoferul. Ele nu au o rută stabilită. Te duce unde vrei tu. Și ia pe drum oameni care vor să meargă în aceeași direcție cu tine. Interesant sistem. Din nou în binecunoscuta cafenea de aici din aeroport. De data asta cappuccino arată mai bine. Câteva cuvinte despre Vanuatu acum la plecare. Una dintre destinațiile de top din lume în care am reușit să ajung, cel puțin pentru mine, a fost clar una din top 5 destinații în care am ajuns până acum. Da, din nou, depinde de gusturile fiecăruia. A fost o aventură, a fost o plăcere să călătoresc aici, chiar dacă n-a fost chiar simplu. Ați văzut și voi, lucrurile n-au mers tocmai ca pe roate. Dar până la urmă m-am descurcat și cu banii mai puțini. Pentru că, în mod normal, o călătorie aici în Vanuatu e foarte, foarte scumpă. Cumva există și niște portițe prin care poți să călătorești mai ieftin. Ați văzut și voi cazările confortabile, destul de ok ca preț față de prețurile practicate în zonă, pentru că dacă vă uitați pe Booking un picuț, o să vedeți niște prețuri exorbitante și la hostel dai 200-300 de lei. Acum, e adevărat, nici nu este full sezon, și asta probabil schimbă prețurile un picuț, iar excursia pe insula Tana, în mod normal, este exorbitant de scumpă, mai ales dacă te adresezi unei agenții. Nu. Așa a fost ok. M-a costat 100 de euro pe sens biletul de avion, adică 200 de euro dus întors. Am plătit 2500 de vatu transferul per sens, 2500 dus, 2500 întors, 3000 de vatu a fost cazarea la copac și am mai plătit 8000 de vatu taxa de intrare la Vulcan. Cu taxa asta de intrare, odată plătită, poți să urci de câte ori vrei la Vulcan, dar de fiecare dată când urci, te costă mașina până acolo 1000 de vatu. Una peste alta n-a fost nici ieftin, dar a fost una dintre experiențele cele mai tari din viața mea. Da, vreau să mă mai întorc aici în Vanuatu, țară de top, oricum în Pacific mai ajung și dacă ajung într-o perioadă cu vreme mai bună, clar mă întorc și în Tana, să mai urc o dată pe Vulcan, poate o să văd și trombele de lavă fără ceață. Atunci când călătorești în locuri îndepărtate,
cum călătoresc eu acum prin insulele din mijlocul Oceanului Pacific, de multe ori accesul la internet este foarte limitat. Nu ai acces la Booking pentru că nu este valabil în această parte de lume secțiunea cu cumpărare de bilete de avion, de exemplu. Nu ai acces la YouTube Premium, nu ai acces la unele informații esențiale pentru călătoriile tale. Și mai ales în momentul în care îți cumperi un bilet de avion de pe diferite site-uri, vrei ca datele tale să fie în deplină siguranță. Surfshark este un prieten de nădejde în asemenea călătorii pentru că Surfshark îți ascunde adresa ta IP pe internet înlocuind-o cu alta. Așa că poți să te loghezi din Vanuatu cum mă loghez eu acum și să pari logat din Australia sau din Europa. Astfel, toate beneficiile pe care le ai la Booking sau la alte motoare de căutare devin din nou valabile pentru tine. Poți să-ți folosești în continuare abonamentul de YouTube Premium sau abonamentul tău pe care îl ai acasă de Netflix. Cu Surfshark One poți să stai liniștit atunci când îți cumperi un bilet de avion sau o cazare online pentru că datele cardului tău sunt întotdeauna protejate. Asigură și tu confidențialitatea și siguranța pe internet cu Surfshark. Introdu codul Marian Adventures pe linkul din descriere pentru încă 3 luni gratuite la Surfshark. Check-in-ul făcut. Mă uitam acum la pașaportul meu. Cred că nu mă va ține mai mult de un an nici ăsta. L-am făcut în august anul trecut și deja am o grămadă de ștampile și umblând prin locuri din astea cu umiditate mare, cred că mă va lăsa curând. Trebuie să-mi fac altul. Am trecut de toate controalele aeroportului din Port Vila, foarte micuț. Îmi aștept îmbarcarea. Cam asta a fost vizita mea aici în Vanuatu. Hai să vedem cum arată noua Caledonie. Haideți să vă mai spun un lucru foarte interesant despre Vanuatu. Porcul aici este un animal foarte important, iar ceea ce apare pe steagul statului Vanuatu, acea reprezentare care pare a fi o scoică, ei bine, nu e o scoică, este un colț de mistreț, de fapt. Interesant. Mă îmbarc din nou într-un atereu, ATR-72. Un avionuț foarte fain de zburat cu el. Din nou un zbor scurt, aproximativ o oră până în Noumea, Noua Caledonie. Vreo 7-8 pasageri în tot avionuțul, suntem doar azi nu prea merge lumea la Noumea. Iar mi s-a aburit telefonul. Extrem de cald și umiditate extremă. Chiar dacă este un zbor scurt, am primit mâncare. Salată de fructe, un sandwich și un iaurt. Apropo de iaurt, cel pe care l-am luat ieri din supermarket a fost aproape imposibil de mâncat. Jalnic, absolut jalnic. Un pahar de vin, sănătate bună. Și am aterizat în Noumea, Noua Caledonie, a 113-a țară pentru mine. Hai să vedem cum intrăm în țară, cum trecem de controle, cum luăm SIM și cum ajungem în oraș. Aeroportul e destul de departe de oraș. Sunt vreo 40 de kilometri. eSIM nu am putut să iau, că nu funcționează niciun eSIM aici. Hai să vedem. E bine că am timp, e ora 2 ziua. E bine. Aeroportul pare a fi unul mare, modern. Controle fix ca în Franța. Adică niciunul, nici ștampilă, nici nimic. Bienvenue en France. Cum să-mi zici așa ceva aici? Incredibil. De fapt, da, e teritoriul francez de peste mări. Am trecut de toate controlele, niciun fel de problemă. Cea o să-mi iau SIM. Hai să vedem. Deci treaba e simplă aici.
După cum așteptam, totul e exagerat de scump. Un SIM card m-ar fi costat 400 de lei cu 10 giga. Îngrozitor. Dar am găsit o altă opțiune. Am închiriat un Wi-Fi portabil, ceva de genul. Și m-a costat 200 de lei cu 10 giga, ceea ce e mult mai bine. Oricum e scump. Dar altă variantă, din păcate, aici nu ai, pentru că alte companii nu sunt. Da, mă așteptam ca aici să mă cam rupă la bani. Hai să vedem cum ajungem în oraș. Am înțeles că este un autobuz. Numai trebuie să îl... A, uite, shuttle. Hai că l-am văzut. Am văzut acolo shuttle bus. Pentru că taxiul de aici nu e o idee bună. Chiriat și mașină, dar n-am găsit să închiriez de astăzi. Așa că am zis, mă, oricum eu o să stau în Numea, cel puțin o zi, să iau Numea la pas. Numai bine a fost, mașina o să o iau de poimâine. Am mai economisit niște bani. Oricum n-a fost scump, a fost ceva de genul 35 de dolari pe zi. Bine, foarte bine și fără garanție. Hai să vedem. A, uite, aici e și biroul de rent-a-car. Cu ăștia am închiriat Point Rouge. Și aici vom întreba cum ajungem în oraș și cât costă. Dacă autobuzul costă 130 de lei, imaginați-vă cât ar fi fost taxiul. Da, e ok că cel puțin mă lasă exact la adresa mea de Airbnb. Oameni foarte amabili, francezi până acum. Totul e ca în Franța. Da, mă așteptam la asta. Hai să vedem cum arată cazarea. Trebuie să mai stau câteva minute, mai trebuie să aterizez un avion, că deocamdată sunt singur care vrea să meargă cu autobuzul. Da, câteva minute, nu-i problemă, am tot timpul. Gata, am plecat spre Numea. Total altceva aici, cum mă așteptam, totul aranjat, totul pus la punct. Vreo 40 de kilometri până în Numea. Minibusul m-a lăsat aici. Da, n-am ce să zic, totul aranjat la nivel de Franța. Și drumul până aici mi s-a părut la fel de aranjat. Cazarea mea e aici, pe dealul ăsta în sus, la numărul 5. Deja am văzut unde e numărul 5. Miroase a frangipani extraordinar de fain. Și da, e o plăcere să ajungi într-un loc din ăsta atât de bine amenajat. Totul aranjat. Da, la prima vedere seamănă foarte mult cu Reunion. Aici e căsuța mea. Ăsta mi-e balconașul, că știu din poze. Și aici cred că e ușa mea, care ar trebui să fie deschisă. Da. Și cheia pe undeva pe dinăuntru. A, uite aici. Totul cum a fost stabilit. Hai să vedem unde am nimerit. Pat fain, curat. Da, aer de Europa, n-am ce să zic. Cam același stil cu ce am avut în Reunion. Aici n-am pec. Am, da, habar n-am de unde să prinde. Da, duș, toaletă, baie, curat, tot ce am nevoie. A fost printre cele mai ieftine cazări de aici, din Numea. Da, nu e o locație ieftină.
Mi-a plăcut că am balconaș. De fapt e o terasuță. O terasuță aici, lângă floricele, pe sub frangipani. Superb, absolut superb. Pentru cazarea asta plătesc 170 de lei pe noapte. V-am spus că e un preț bun. Dacă vă uitați pe la cazării aici, din nou, cred că am avut noroc că am prins cazarea asta. Că la ce prețuri am văzut. Desperiat chiar. Da, e bine. Sunt foarte încântat, foarte mulțumit. Îmi place mult la prima vedere. Încă n-am văzut niciun localnic, doar francez. Și microbuz francez, șoferi francezi, pe stradă francezi. Da, vom face imediat o tură să luăm la pas zona astăzi. Astăzi o să mă învârt aici în cartier, să vedem care e pulsul orașului. Și mâine luăm la oraș, luăm la pas tot orașul Noumea. Da, total altceva aici. Civilizație, curat, aranjat. No, hai să facem niște pași aici prin cartier. Clar trebuie să mă grăbesc un pic spre un supermarket, că fiind duminică totul e închis. Am văzut doar un singur supermarket pe Google care mai e deschis la ora asta și mai am vreo oră până se închide. Clar trebuie să mă grăbesc un pic să iau ceva de mâncare, că dacă nu, fac foame pe aici. Ca în Franța, duminica după masă. Aceeași atmosferă, aceeași liniște. Niciodată n-am putut să-mi explic liniștea din Franța. Am călătorit foarte mult prin Franța, acum vreo 15 ani. Printre primele mele călătorii au fost prin Franța și pot să zic că chiar am luat Franța la pas. Mamă, așa ceva! Printre cei mai mari mango pe care i-am văzut. Ca în Polinezia franceză, putreziți aici pe jos. Și parcă văd că dacă te duci la piață, îi 70 de lei kilo. Cam același stil mă aștept să fie ca în Polinezia franceză. A, și vă spuneam de Franța, nu înțeleg cum poate să fie așa de multă liniște în Franța prin sate. Fie că e duminică, fie că e luni, marți, nu contează, liniște totală. Un avion vine spre aterizare. Am spălătorie aici foarte aproape, văd. Mâine trebuie să-mi duc hainele la spălat. Străzi foarte bune și până aici, pe unde am venit de la aeroport. Civilizație ca în Franța, n-am ce să zic. La nivel de Franța totul, cel puțin până acum. Iar supermarketul e aici în față undeva. Sper să corespundă cu Google-ul și să mai fie deschis. La boulangerie pare să fie deschis. O să-mi iau pâine proaspătă când mă întorc de la supermarket. Dacă în supermarket nu este, bine de știut. În rest, cam închis totul. Cel puțin aici, în cartierul unde am nimerit eu. Că nu-s tocmai în centru.
Dar e ok, pentru că de aici până în centru sunt vreo 4 km, 5 km de mers pe jos. Asta în cazul în care nu găsesc autobuze, dar sunt convins că sunt autobuze. Cred că am și văzut o stație de autobuz acolo în spate. Oricum, astăzi mă învârt doar pe aici. Încă sunt destul de obosit. Mai îmi trebuie o noapte de dormit, o noapte întreagă de dormit tun, ca să îmi revin cu oboseala. Și asta se va întâmpla astăzi. Astăzi fac cumpărături și stau pe lângă casă, mă odihnesc. Iar la noapte somn și mâine fresh pentru o zi plină aici în Numea. Astea sunt cumpărăturile, n-am luat cine știe ce, n-am condiții de gătit acolo, pot doar să îmi fac o salată sau ceva. E un supermarket micuț de cartier, cam scumpeanu, pentru că ce am aici m-a costat 180 de lei, mi-a venit rău. Și n-am luat mare lucru. Da, asta e, astea sunt prețurile pe aici. Hai să luăm și de la boulangerie un baguet. 500 de franci o baghetă. Încă nu știu exact care e paritatea, dar nu-i puțin. Cel puțin am pâine proaspătă. Astea sunt cumpărăturile, n-am calculat eu chiar exact. 150 de lei m-a costat tot ce e aici. Mare lucru n-am luat, mi se pare mult. Ceva salam, ceva șuncă, o brânză din asta mucegăită. Sper să fie mai bună ca ce am luat în Port Vila. Niște brânză Philadelphia, pe asta sigur că e bună, că o cunosc. Un suc de portocale, un oțet, o jumătate de varză de asta chinezească să-mi fac o salată și o apă. Asta tot a fost 150 de lei și bagheta, iar nu am calculat bine, bagheta a fost 5 lei. 150 de franci din ăștia de Pacific. Moneda locală aici e la fel cu cea din Polinezia franceză, francul de Pacific. Mă apuc să îmi fac un platouaș, să iau o gustare și v-am zis, astăzi vreau odihnă aici, pe târnați. Asta-mi e cina, salată, ceva mezeluri, brânză, e ok, e totul în regulă. O să mănânc, după aia mă pun la odihnă. Cam ăsta a fost primul contact cu Noua Caledonie. Europa, de aici, din mijlocul Oceanului Pacific. Știu multe informații despre Noua Caledonie de la Yanis și celălalt băiat cu care am petrecut câteva zile acolo pe insula Tana și am stat în aceeași locație, am făcut câteva excursii împreună și mi-au povestit multe, foarte multe despre Caledonia. Ei, efectiv, sunt de aici. Așa că informațiile pe care mi le-au dat ei sunt reale de la fața locului. Povestea locuitorilor, localnicilor din Noua Caledonie, populația Kanak se cheamă, este o poveste foarte tristă, dar asta o să vedem zilele următoare. Până atunci, acest vlog o să îl închei aici. Vreau să mulțumesc încă o dată Surfshark pentru sponsorizarea acestui videoclip. Vouă să vă reamintesc că puteți beneficia de 3 luni gratuite cu codul Marian Adventures pe linkul pe care vi-l las eu în descriere. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că mă urmăriți. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Să mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici din Noua Caledonie, din târnațul meu, eu vă spun la revedere!